Eram la Suceava, cerând să merg la Suceava, văzând ce se întâmplă la Suceava și în cele 2-3 zile cât am fost acolo, am fost solicitat să revin la București, în condițiile în care evoluția pandemiei era pe un anumit curs ascendent și destul de accelerat. Bănuiesc că va suna premierul. Da, m-a sunat premierul, am discutat, n-am înțeles prima dată mesajul. N-ați înțeles ce? A spus că este destulă treaba la Suceava, o să-l sun, o să țin la curent cu tot ce se întâmplă și cred că și răspunsul dat a încheiat convorbirea. A, deci dânsul n-a apucat la N-a primul apucat, apel n-a telefonic să vă apucat. spună că vrea de fapt să vă numească ministru. N-a apucat. Iar a doua zi, când iarăși eram în Suceava dimineață, m-a sunat și mi-a spus că trebuie să vin la București. Dându-mi niște amănunte, a urmat un drum de 6 ore Așa. în care nu am vorbit cu nimeni, nu am răspuns la niciun telefon, nici măcar celui de la administrația prezidențială care voia să ia legătura ca să stabilim detaliile. Nu știați numerele, de Nu fapt. știam nici numerele și am fost resunat de la cabinetul premierului să mi se spună să răspund totuși. Și am cerut amănunte despre număr și am răspuns făcând procedurile. Nu, a fost un moment în care n-am făcut decât să continui munca pe care o făceam ca și secretar de stat, dar cu o mai mare responsabilitate și gestionând o area mai mare de atribuții. Dar gândiți-vă că suntem la 2 zile după a doua etapă de relaxare. Evaluarea primei etape ne-a arătat că, respectând niște precauții, putem veni cu alte etape de relaxare. Menționez că dacă mergem în continuare în acest ritm, ne putem gândi pe 15 iunie la a treia etapă de relaxare. Dacă evoluția ne permite respectarea acestor precauții și recomandări, este o prioritate a populației, ne gândim că spre sfârșitul lui iulie, începutul lui august, să ajungem la o viață quasi normală. Normal nu putem vorbi în contextul în care am ieșit toți cum am ieșit din această pandemie, poate cu niște deprinderi, poate cu niște temeri, dar și cu o transmitere subliminală în comunitate care va persista pe parcursul acestei veri. Ne-am și uitat numărul, am fost asta de mai multe ori, dar gândiți-vă că la fiecare sau la prima plecare a fost în acord cu o situație care se prezenta, dar și cu o deznădejde și o dezorientare a corpului medical. Eu venisem de mai puțin de 2 luni dintre ei. Știam ce înseamnă un moment. Dacă eu, ca ministru al sănătății, nu dădeam un exemplu sau un semnal de luptă, cred că lumea ar fi judecat altfel momentul. Am fost în aceste focare luând măsuri de precauție, minime măsuri de precauție. O mască și păstrând o distanță. Mănușile erau omniprezente și în fiecare seară, la fiecare întoarcere de-a mea din teritoriu, urmau anumite proceduri. Nebulizări, dezinfectări, băi. Poate lumea nu știe sau nu-și închipuie ce însemna să facem fiecare seară acest lucru. Veneau echipe care dezinfectau. Mă dezbrăcam, puneam toate hainele într-o cameră goală, începea nebulizarea, eram dezinfectant inclusiv eu, îmi făceam baia, urma o oră sau două, că nu era etanșeitate, în care respirai un aer, în care, seară de seară, te gândeai ce faci a doua zi, dar nu te gândeai la expunere decât prin precauțiile pe care le luai. Atâta timp cât vom mai vedea că mai avem numărul de cazuri noi, vom purta masca ca minim. Ca minim gest de protecție. Gândiți-vă că rămânem la o cale de transmitere cea mai importantă, aerogen. Asta poate să însemne un an, doi? Eu sper să fie mai puțin de un an, doi, sper să fie o lună, două. Da? De Deci, purtat mască. da, de purtat mască și de purtat mască în spațiile închise, în mijloace de transport în comun, la serviciu. Da? Gândiți-vă că acum 3-4 ani sau poate și mai mult, când mulți dintre noi mergeam prin orașele europene, ne întrebam de ce asiaticii îi vedeam tot timpul cu măști. Au rămas ca un obicei pentru poluare.